Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț, capitolul 2. Am trăit astfel singur, fără a avea pe cineva cu care să stau de vorbă cu adevărat, până când am avut o pană în deșertul Sahara, acum 6 ani. Se stricase ceva la motor și cum n-aveam cu mine nici mecanic, nici pasageri, mă pregăteam să încerc să fac de unul singur o reparație dificilă. Era pentru mine o problemă de viață și de moarte, abia mai aveam apă de băut pentru 8 zile. În prima seară m-a dormit pe nisip, la 1000 de mile de orice ținut locuit. Era mult mai izolat decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Vă închipuiți atunci surpriza mea în zori când m-a trezit un glas firav și ciudat. Zicea, te rog, desenează-mi o oaie. Poftim? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăsnet. M-am frecat la ochi, m-am uitat cu atenție și am văzut un plichindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate. Iată cel mai bun portret pe care mai târziu am izbutit să îl fac. Însă desenul meu, desigur, este mult mai puțin fermecător decât modelul, nu-i din vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari la vârsta de 6 ani și n-am învățat să desenez nimic în afară de șerpi boa, deschiși și închiși. M-am uitat așadar la acea apariție, făcând ochii mari de uimire. Nu uitați că mă găseam la 1000 de mile de orice ținut locuit. Oromulețul meu nu mi se părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în mijlocul deșertului, la 1000 de mile de orice ținut locuit. Când am izbutit în cele din urmă să vorbesc, i-am spus, dar ce faci aici? Iar atunci el îmi repetă foarte blând, ca pe un lucru foarte serios, te rog, desenează-mi o oaie. Când misterul este prea impresionant, nu te încumeți să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut acest fapt la 1000 de mile depărtare de orice ținut locuit și în primejdie de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Mi-am amintit însă atunci că studiasem îndeoseb geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus, cam prost dispus, omulețului că nu prea știu să desenez. El îmi răspunse, nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Cum nu mai desenasem niciodată vreo oaie, am refăcut pentru el unul din cele 2 desene pe care eram în stare să le fac, cel cu șarpele boa închis. Și am fost uluit să-l aud pe omuleț, spunându-mi, nu vreau un elefant într-un boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant ocupă prea mult loc. La mine acasă e totul foarte mic. Am nevoie de o oaie. Desenează-mi o oaie. Atunci am desenat. S-a uitat cu atenție, apoi a zis, nu, asta e deja foarte bolnavă. Fă alta. Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil, cu indulgență. Vezi și tu, asta nu e oaie, e berbec, are coarne. Mi-am refăcut așadar desenul, dar a fost refuzat ca și celelalte. Asta e prea bătrână, vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, nemai având răbdare, cum mă grăbeam să încep demontarea motorului, am zmângălit desenul ăsta. Și am spus într-o doară, asta e o ladă, oaia pe care o vrei tu e înăuntru. Am fost însă foarte surprins văzând cum se luminează chipul tânărului meu critic. Exact așa o voiam. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce? Pentru că la mine acasă e totul foarte mic. O să ajungă, cu siguranță. Ți-am dat o oaie foarte mică. Își înclină capul spre desen. Nu chiar așa de mică, poftim. A adormit. Și așa am făcut cunoștință cu micul prinț.